Bună seara, suntem la Starea Nației, o nație care a aflat zilele astea cu stupoare că românul nu dă șpagă doar la doctor, la polițist, la funcționarul de la primărie, la preot, la grădiniță, la agenția de șomaj, la casa de pensii, la casa de asigurări de sănătate, la poștași. Nu, românul dă șpagă și la școală, fraților. Ce chestie! E de-a dreptul șocant, nu? Că o nație care are șpaga în sânge e dispusă să umble la portofel și pentru a le asigura progeniturilor o diplomă care, într-o asemenea țară, te poate duce departe, mă. Foarte departe. Chiar în Parlament, nu? Unde, desigur, pentru a intra, ce trebuie să dai? Ați ghicit? O mare șpagă! Desigur, nu e de acord cu noi domnul Nicolicea, un deputat, cred că, de la UNEPR. E o percepție eronată, n-ai de ce să dai șpagă la Parlament. Deci, de obicei, mita se dă acolo unde poți să obții ceva. Ori de la Parlament n-ai ce să obții. Sigur, domnule Nicolicea, nu ai ce să obții, nu? Doar niște legi care să-ți permită să ciordești legal milioane de euro cu care să alimentezi conturile partidelor și pe cele ale liderilor acestora, nu? Bine, e normal ca ALDE Nicolicea să ne considere cretini. Adevărul e că ne cam merităm soarta dacă ne uităm pe cine am trimis în Parlament să facă legi. Da, asta e, mă. Oamenii au dat șpagă, nu mai are sens să protestăm, zic să așteptăm liniștiți următoarea campanie. Să vină peștele, făina, uleiul și zahărul. Și mai ales sumarul ediției. În această seară la Starea Nației. Pentru că furtul banului public a devenit plictisitor, parlamentarii s-au gândit că ar fi mai palpitant să înceapă să se fure între ei. Atenție! Scapă cine poate! Marian Vanghelie, adevărata comoară a sectorului 5 care este, adaugă la colecția sa un nou viol la adresa limbii române. De data asta, Marian e supărat că niște femei sunt heterosexuale. Când Andreea Paul Voș îți spune că trebuie să te cauți la psihiatru, e clar că ești sănătos tun. Dar când Gigi vrea sistem semideschis și nu primește, e clar că ești Corneliu Vadim Tudor la cap dacă dai vina pe Traian Băsescu. Dacă tot ne-am pus rău cu preoții, azi ne mai luăm de unul. În al preasfinția sa Pimen, care le spune credincioșilor că Uniunea Europeană e mai rea decât comunismul. Logic, de vreme ce comuniștii îl plăteau pe na Pimen ăsta pentru că era turnător la securitate. Dacă Irinel în slip nu e o imagine pe care toată lumea ar vrea să o vadă, Andreea Tonciu cu un nas mai mic e ceva la care și Mitea a vizat probabil multe nopți. Doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil! Urmează Starea Nației cu Dragoș Pătraru! Mă gândeam acum că asta e chiar tare. Adică e perfect logic ca un părinte să dea bani pentru a-și băga copilul la grădiniță, dar e o mare problemă atunci când dă bani pentru a-și scoate copilul cu diplomă din școală. Hai mă să fim serioși! Cred că merge și un concurs. Numiți pe loc o instituție din România în care nu se dă șpagă. Premiul, cea mai mare șpagă. A, nu, ăsta e premiul la Loto, care încă nu s-a dat pentru că nu s-a decis cum se împarte șpaga. Și dacă mita-i peste tot, ea apare și în justiție, nu? Sau mai ales în justiție. Azi, de pildă, au apărut interceptări haioase în dosarul judecătoarelor șpăgare. Iei vreo 5-6 ciocolate, vreo 2 cutii de alea de bomboane fine, iai o sticlă de Chivas, vreo 3-4 cutii de alea de... cum se numește? Mă, sucuri naturale și un buchet de orhidee. Aici este vorba de mentalitate, rămasă după vremea lui Pușcatu ne poate, că dacă ăștia nu văd plicul, nu se poate. Lumea la mine vine. Pe mine m-au căutat și eu i-am trimis să ducă banul la colega aia mea, care stă în altă parte a Bucureștiului. Pentru asta i-am dat 350.000 de euro. Am și eu o întrebare pentru tine. De unde ai, frate, atâta băne pe tine? Aveți avocat? Dacă nu, nu-ți trebuie unul de renume. Ia unul de pe hol să nu vorbească mult. Doar un minut. Că-i... ai înțeles? Un minut, să nu plictisească. Te rog frumos. Nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, sărg pe el. Nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă. A trimis șpaga acelei judecătoare prin intermediul soției sale, când aceasta era însărcinată, afirmând că banii de șpagă erau lipiți de către soția sa sub burtă.
Deci cine nu e cu minte e dat afară din grupul șpăgarilor. Și cică premierul a intervenit în bunul mers al justiției în cazul Bolintineanu doar pentru că l-a întrebat pe procuror dacă are toți boii acasă când trimite autobuze să-i ridice pe elevi după un examen. A, doamna Macovei, care aveți tupeu să vă dați cu părerea după ce ați mințit toată Europa în legătură cu milioanele de voturi furate la referendumul de anul trecut. Prin 2006 ați afirmat că peste 70% dintre procurori și judecători sunt corupți. Nu prea ați reușit să schimbați nimic cât timp ați avut justiția pe mână, nu? Desigur, de vină e Ponta, care tot intervine în actul de justiție. Să știți însă că șpaga care circulă prin Parlament nu e suficientă. Pentru că parlamentarii au ajuns să se fure între ei, frate. Ceea ce trebuie să recunoaștem este inacceptabil. Ci că ar fi dispărut niște bani, ceva telefoane, diverse chestii la care țineau atât parlamentarii, cât și consilierii lor. Problema a fost rapid dezbătută și la noi, alături de Mădălin Voicu și de Alin Popoviciu. Cum cei doi au intervenit telefonic, presupun că erau doi dintre parlamentarii cărora nu li se furaseră telefoanele. Ba, Mădălin Voicu ne-a și spus de ce crede el că nimeni n-o să-i fure vreodată telefonul. Eu am un telefon pe care presupun că nu-l mai au mulți și nu știu dacă tentează pe pot. Am un telefon foarte vechi, dar foarte bun. Dar, în general, oamenii care se ocupă cu astfel de furtișaguri, ca să nu le zic ciordeli, probabil că vizează anumiți oameni. E de înțeles în cazul omului care a intrat prima dată în Parlament ca reprezentant al minorității rome. Bă, când ai informații din interior, știi ce telefon să-ți iei ca să nu tenteze. De partea cealaltă, îl avem pe domnul Alin Popoviciu, vicepreședinte al partidului care a furat cel mai mult în România ultimilor 9 ani, PDL. Omul pare ceva mai informat decât colegul Voicu, deși și el a scăpat de dispariția telefonului, probabil tot cu informații din interior. Vă dau un singur exemplu. Eu mi-am uitat de vreo două ori telefonul la Parlament și vă spun că l-am găsit în același loc. Chiar îl uitasem vreo oră și ceva la un moment dat și chiar nu mai știam unde și l-am găsit exact în același loc. Este bănuită chiar o angajată din, de la Parlament. Și asta este mai dureros. Indiferent cât de săraci am fi, nu cred că trebuie să ajungem să furăm unii de la alții și chiar în Parlamentul României. Adică după ce că avem probleme noastre cu credibilitatea Parlamentului, acum dacă mai apar și furturi în Parlament, vă dați seama că e mult mai grav. Da, bă, e foarte grav, sigur că e foarte grav că se fură în Parlament. E o dramă națională, ce să mai. Alo, dragi parlamentari, băi băieți, băgați-vă mă mințile în cap. Păi ce, noi v-am trimis în Parlament să vă furați între voi, mă? Nu, dragilor, v-am trimis acolo ca să furați de la stat și de la noi. Continuăm cu vești bune. Judecătorii au respins aseară târziu cererea lui Becali George pentru un regim de detenție deschis. Așa și, dacă stai să te gândești, asta nici măcar nu prea e știre. Știrea a fost când avocații au depus cererea, deși știau foarte bine că au șanse cam cât ar avea România să o bată pe Brazilia. La fotbal vorbesc că la table s-ar putea să-i încingem la ce jucători de top avem. Bun. E, abia dacă judecătorii aprobau cererea lui Gigi, aia da, ar fi fost o știre bombă, urmată de internări la Bălăceanca sau la Socola, alături de bezmeticul ăla cu bomba de la Iași. Practic, ce a solicitat persoana privată de libertate Becali George? A solicitat să poată ieși din penitenciar 8 ore pe zi, fără pază, ca să meargă la lucru. Păi mă, să vede de la o poștă că iar a fost nesincer. Iar magistrații simt imediat nuanțele astea, sunt antrenați în chestii de-astea. Sunt precum câinii aia care adulmecă prin aeroport. Nea Gigi, auzi, schimbă bre avocații, concediază-i și pe ăștia că nu le au, e clar. Hai că te învăț tot eu, fii atent. Dacă vrei să-ți dea drumul, scrie în cerere așa: mi se rupe, și am spus, și ce? Dar să pui de DNA, că așa este.
Stai, domne, că am glumit. Nu, acum, scrie așa. Solicit regim de detenție deschis ca să plec 8 ore pe zi de la penitenciar. Dar nu ca să muncesc, aici e șpilunea Gigi, ci ca să fur, să dau mită, să fac o tablă pe bancul neamitică Dragomir, să comit fals și uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată, să sechestrez câteva persoane, nu multe, două, trei, să nu-mi ies din mână. Mulțumesc că anticipat, v-am pupat pe portofele și să vorbiți cu Luțu să vă dea bilete la Supercupă și la Champion League. Deci, Nea Gigi, ne-am înțeles, da? Mergi pe sinceritate, domne. Mi se rupe p puncte puncte de DNA, că așa este. Băi, ne luăm pe aici cu diverse prostii, cu bacalaureat, cu liceul Bolintineanu și iar ignorăm adevăratele valori ale sectorului 5. Pardon, adevărata valoare a sectorului 5, Marean Vanghelie. Spune omul ăsta atâtea prostii că nici noi nu mai putem fi atenți la toate. Uite, recuperăm acum o nestemată din puțul gândirii lui Marean. Au fost invitate la petrecerile PSD, domnule Vanghelie. Poate sunt heterosexuale, doamnele. Heterosexuale. Poate sunt heterosexuale, doamnele. Aolo, cum adică, domnul Marean? Ce vreți să insinuați, domne? Ce dacă sunt heterosexuale, domne? Marean, lasă-mă oamenii în pace, mă. Auzi la el, poate sunt heterosexuale, doamnele. Ia zi-mă, ție ți-ar conveni să spună cineva că iubita ta, Oana Mizil, este heterosexuală? Mariane, serios acum, tu știi ce e aia, mă, heterosexual? Ia, du-te până la bibliotecă și caută acolo un dicționar. Cum? Nu poți să deranjezi calul din sufragerie. Am înțeles. Atunci caută pe net, mă, pe Google ăla, cum îi zici tu. Caută un dicționar online ceva și vezi acolo. Ai citit, da? Heterosexualul este cel care manifestă atracție față de persoane de sex opus, Mariane. Cei mai mulți oameni sunt heterosexuali, Mariane. Sau vrei să ne spui ceva, nebunule? Hai, mă, că nu-i nicio problemă. Vorbim cu Remus Cernea și te ajută el, că e băiat bun, e femeie bună, e de toate. E ce vrea el de-l încolo de heterosexual. Astfel că, da, mă consider homosexual. În egală măsură cu a mă considera femeie, în egală măsură cu a mă considera evreu, în egală măsură cu a mă considera rom, maghiar. V-am spus aseară că nu o să fie nicio remaniere, v-am spus ce era să fac. După emisiunea de aseară cu Victor Ponta, îmi mențin părerea. Mai mult de 2-3 secretari de stat nu cred că se schimbă. Și v-am mai spus că Pricopie e băiat foarte, foarte bun. Ei bine, premierul a confirmat. Remus decât Pricopie este un om numai bun de felicitat. Mă interesează să fie eficient, să-și facă treaba. Dacă și să aibă grijă la comunicare, că în job description-ul funcției de ministru intră și modul în care comunici. De exemplu, pe Remus Pricopie, pe care l-am felicitat pentru faptul că a organizat bine bacaloriatul și a fost bine organizat dincolo de partea cu frauda, aia e treaba parchetului, o rezolvă. Dar a organizat foarte bine. L-am certat astăzi că n-am înțeles aseară cum s-a dus să stea singur să-l ia la bătut 4-5 jurnaliști. Da, Remus, ești ministru, încearcă să te explici, nu te duci să te fac alții sac de box. Domnule prim-ministru, e frumos că îl învățați de bine pe bietul Pricopie. E foarte frumos. Dar nu mai bine îl certați cu demitere atunci când a luat și el l-a bătut limba română? Nu a existat subiecte pe pagina de internet, a existat decât un mesaj. Serios, asta e problema lui cea mai mare? Că a venit într-o emisiune TV la noi față în față cu mai multe ziariste și o elevă de nota 10 la BAC? Pe bune? Elevii ăștia de 18 ani care au terminat clasa a 12-a și au dat examenul de bacalaureat tocmai au avut parte de o serie de examene mai stresante decât prezența într-o emisiune TV, iar unii dintre ei au fost atât de buni încât au luat 10 pe linie fără să stâlcească limba română, fără să invoce stresul sau oboseala. Înțeleg că una dintre problemele zilei pentru anumiți colegi ai dumneavoastră este cea legată de greșeala de exprimare a ministrului de aseară. Evident că este regretabilă, este o greșeală la sfârșitul a 14 ore de muncă. Dar sunt de acord că în cazul Remus decât Pricopie există o mare problemă de comunicare.
Nimeni din guvern, cu atât mai puțin șeful său, nu i-a comunicat că un agramat n-are ce căuta la conducerea Ministerului Educației. Măi, oameni buni, voi știți ce e azi, mă? Bă, azi e o zi istorică, mă, nu simțiți așa în aer? Nu mai știți, nu? Acum un an, pe 10 iulie, domnul Crin Antonescu prelua oficial mandatul de președinte interimar al României, vârful carierei sale politice. Era, să zic, Himalaya carierei sale politice. Scuze, jigneam natura, nu pot să vorbești așa când locul 3 în topul chiulangiilor din Senat, somnorosul number 1, ajunge președinte de țară. Nici măcar România nu merita așa ceva. Partea bună a faptului că ne-am trezit cu Antonescu președinte a fost aceea că l-a exilat pe dictatorul Băsescu la garajul lui Portocaliu, să fie mai aproape de popor și de hipermarketurile unde își face cumpărăturile în zilele de alegeri. Acum un an, deci, Băsescu pleca de la Cotroceni la volanul loganului său argintiu, lăsând în grija lui Antonescu aproape toate atribuțiile sale. Adică i-a lăsat lui Antonescu țara, pe Victoraș, Pănuții, Pal de Neamțu, barul din birou, mașina de gheață și butonul cu numărul 3 de pe telefonul oficial. Sunt 12. De ce e atât de importantă tasta 3 atunci? Dacă toate spun adevărul, de ce trebuie să apăsăm pe 3? Dacă se apasă pe tasta 3, răspundeți dumneavoastră. S-ar putea să-i răspund eu. Nu știu dacă Antonescu a apăsat vreodată pe tasta 3, nu cred că a ajuns atât de departe. Important e să consemnăm că a fost și dânsul președinte, și-a făcut damblaua, și-a făcut cărți de vizită, a vorbit în engleză cu delegația FMI, în scurtul lui mandat a făcut aproape seară de seară declarații, celebrele declarații de la ora 19, iar pentru câteva săptămâni s-a produs o schimbare majoră în ierarhiile din România. În mandatul interimarului, Senatul și Camera Deputaților și-au mai pierdut din importanță. Cea mai importantă cameră din România a fost dormitorul lui Crin Antonescu. Hai somn ușor! În nordul țării trăiește de foarte multă vreme un preot celebru. Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Poate de prea multă vreme, întrucât sfinția sa a reușit să fie și turnător la securitate, nu doar meclă bisericească. Ei bine, în ultima vreme, înalt preasfinția sa Pimen este foarte vocal atunci când vine vorba despre Uniunea Europeană și despre gazele de șist. Într-o predică la mănăstirea Putna, părintele Pimen ne-a spus că Uniunea Europeană este mai rea decât comuniștii. Rău era în timpul regimului comunist ateu. Mai rău, în timpul acestui regim, Uniunea Europeană. E și normal, nu? Păi ce, Uniunea Europeană l-a plătit pe preasfânt? Nu. Regimul comunist ateu i-a dat bani pentru turnătoriile sale. Dar problema cea mai mare e mai pământeană, mai din zilele noastre. Există acest plan diabolic, sub pretextul că caută resurse de energie verde și nu știu ce și trebuie să sfredelească pământul la adâncimi mari, otrăvind apele, izvoarele lăsate de Dumnezeu pentru totdeauna. O crimă! O crimă! Un plan economic diabolic. Rugăciune la Dumnezeu ca să-i oprească din răutatea lor. Poate nu știți, dar Arhiepiscopia Sucevei este unul dintre cei mai mari proprietari de păduri din România și unul dintre cei mai mari tăietori de păduri din România. Dar se pare că arborii seculari, lăsați de Dumnezeu pentru totdeauna, nu sunt chiar atât de importanți ca izvoarele. Și chiar nu sunt, pentru că arborii le aduc bani sfinților părinți, mai ales atunci când sunt tăiați cu sălbăticie. Gazele de șist, pe de altă parte, n-ar aduce niciun euro bisericii și, mai important, nici celor de la Gazprom, sponsor discreți ai campaniei duse în ultima vreme de biserică în Moldova și Bucovina împotriva gazelor de șist. Hai lăsați, părinte, nu mai plângeți atât. Dacă rămâneți fără mărunțiși, vorbim noi la SRI să vă reluați ocupația de turnător
pene drept întreruptă din motive de-astea puierile de democrație și integrare în UE. Hai, că vor ajunge preoții să se întâlnească doar ca să mă furisească pe mine. De ani de zile o urmăresc pe Andreea Paul, fostă Voș. Cam de când și-a făcut apariția în viața publică, pe post de obrăznicătură de serviciu a PDL. Indiferent dacă are sau nu dreptate, Andreea Paul are mereu foarte mult tupeu. Pe vremuri îl folosea atunci când îi lua apărarea lui Boc și învârtea ea niște cifre în așa fel încât să pară că se potrivesc. După aia și-a folosit tupeul pentru a-l apăra pe Ungureanu. Acum îl apără pe Blaga și, culmea, pe Monica Macovei. Atât de tare s-a pus în slujba celei din urmă, încât aseară a sărit calul mai abitir decât îl sare de obicei. Justiția să-și pună cuvântul, nu ne putem substitui lor. Întrebarea este însă de ce sunt fracturate deciziile la capătul firului? De ce avem permanent senzația că cei vinovați cu adevărat... Eventual de ce e fracturată decizia la doamna Macovei, finalul firului. Bine. Obsesiile personale se rezolvă la psihiatru. Altfel spus, Andreea Paul a trimis-o să se caute cu capul pe Andreea Crețulescu. De, să mai întâmplă, mă, când te roade să chemi în studio toate țațele, indiferent că nu arată a țațe. Dacă vreți să faceți râs, faceți-o până la sfârșit, sigur că da. V-ați ușurat, doamnă? Oricum, mare bine ne-a făcut Stolojan când a promovat specimene precum Andreea Paul sau Raluca Turcan. Amândouă superficiale, amândouă agresive, amândouă obraznice. Dana, când ai trecut de o anumită vârstă și ține apărat să fii consiliat de blonde tinere, nu te mai uiți și la caracter, nu? Și că tot vorbim de duduile astea, nu mai e o noutate pentru nimeni că la PDL e Jale. A scăzut grav în sondaje, se destramă pe la încheieturi, e fugărit de creditori pentru că nu are din ce să-și plătească datoriile. Viața grea a unui partid care, după ce a furat tot ce se putea fura, a ajuns în opoziție. Nasol, ca să spun așa. Atât de nasol, încât până și Blaga a simțit nevoia să aducă un suflu proaspăt în partid. L-a suspendat pe Cristian Preda și în loc l-a adus direct pe poziția de prim vicepreședinte, pe Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției. O să spuneți că nu-l știți pe domnul Predoiu. E, hai, uitați, există dovada video că în martie 2012 domnul Predoiu a fost văzut de către niște români, ba și sta de vorbă cu ei. Atât de bun, de cunoscut, de iubit și de apreciat este domnul Predoiu de către populație, încât PDL se cam gândește să-l propună drept candidat la prezidențiale. Dar până să facă acest anunț cutremurător, care îi va face să tremure pe toți contracandidații, PDL s-a hotărât să-l numească pe Cătălin Predoiu în funcția de mare răspundere de premier din umbră. Bravo, bă, ați găsit soluția, vă sunteți pe drumul cel bun. Dacă acum aveți puțin peste 10%, cu Predoiu în frunte nu mai prindeți alegerile europarlamentare în viață. Totul e să decideți ce vreți să facem cu voi după moarte. Că dacă vă incinerăm, se supără patriarhul și nu vă mai face slujbă. Cu ce mă lăuda să știe toată lumea? Mă simt foarte bine, așa, și nu sunt complexată și chiar niciodată nu o să mă operez nasul. Este un mic turnător la securitate, fiul unui tip care a lucrat Cum au intervenit telefonic, presupun că erau doi dintre parlamentarii cărora nu li se furase la telefoanele. Norocul meu cu mondenitățile astea e că din când în când mă intersectez cu câte un personaj pe care îl cunosc, cum ar fi Irinel Columbeanu, acest clasic în viață.
Da, așa da, pe el îl știu, am auzit de el, e copilul lui Ion Columbeanu. Dacă nu mă înșeală memoria, domnul acela care a lucrat vreo 50 de ani la guvern sub toate regimurile, începând cu regimul lui Decebal sau al lui Burebista, nu mai sunt sigur. S-a făcut mare irinel, am înțeles că se duce fără tăticul la plajă, l-au și filmat zilele astea cu slipul gol sau nu știu ce arătau ei acolo, că nu e clar dacă vreau să arate slipul sau cum atârnă dita mai cureaua de bărbat înfășurată pe un trup de copil. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă! Cu ce mă lăuda, să știe toată lumea. Tu ai vrut de când ai crescut să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Ce să faci, ce să faci? Asta e presa de scandal. Toată lumea se dezbracă pe plajă, însă numai pe Iri îl filmează. Culege Irinel ce a semănat tot el în ultimii ani, în care se bătea cu alte Bahmu, Bote și Paula Iacob, care să apară mai mult la TV. Dar acum îi pare rău, da, regretă. Zice că presa lucrează la modul facil, mă. Vă pare rău? Da, mă refer la această expunere mediatică. Acum îmi pare rău. Îmi pare nu rău, ci extrem de rău. Mă refer la rolul presei, ca să spun așa, care câteodată caută să sublinieze așa un pic facil. Mă, da, adevărul ăsta e, da. Uneori presa e superficială și, ca să-l citesc pe domnul Iri, subliniază la modul facil. Că dacă sublinia la modul serios, sublinia mereu că acest om de afaceri este un fost mic turnător la securitate, fiul unui nene care a lucrat, repet, decenii la rând, în toate regimurile, de la comuniști la securiști până în zilele noastre, în aparatul guvernului. Lasă, pe bune, e mai bine că subliniază presa mai mult chiloții, pițipoancele, fetele, fetițele în frunte cu Moni. Cu Monica, mă, Monica, dragostea mea. Ați ghicit. Monica Gabăr a fost iubirea vieții mele. Ah, și eu, superficial fiind, credeam că iubirea vieții a fost România, patria noastră, pentru care am turnat la securitate. Nu mă, nu eu, ci Iri sau Ivănescu, așa își spunea el acolo. Păi zi așa, domnul Ivănescu, deci nu din dragoste de țară ai turnat la secu, ci din interes, cum se spunea tot în presa asta de chiloțăreală. Ce vă vine prima dată în minte când spuneți Tonciu? Mitea? Nu mă, nu e o întrebare pentru microbiști. Nas. Foarte bine, mă. Deci, Tonciu era foarte mândră de nasul ei, pe care spunea că nu are de ce să și-l micșoreze. Mă simt foarte bine, așa, și nu sunt complexată și chiar niciodată nu o să mă operez nasul. Ei bine, nu știu ce a determinat-o pe Tonciu să-și schimbe viziunea, dar sunt profund îndurerat. Nasul ăla săracu avea potențial, mă. Putea să devină imaginea turismului în România, reprezentând cu succes vârful moldovean. Da, aia e, dacă n-am știut să ne apreciem la timp adevăratele valori, acum degeaba plângem după ele. Nu-i mai crește nasul la loc. Iar acum, în exclusivitate, vă putem arăta nasul lui Tonciu după operație. Auziți, mă, asta Tonciu n-are un prenume? Andreea? Așa, mă, că habar n-aveam. Vedeți, nasul ei e mult mai celebru decât prenumele. Hai că e un suspans insuportabil. Iată așadar noul nas al Andrei Tonciu. Na, nu e asta. Sunteți nesimțiți, mă. Vreți să mă puneți rău și cu fetele astea. Desigur, nu e nici ăsta. Nu mai fiți mă răi, mă. Vă luați de defectele oamenilor. V-ar conveni să mă iau și eu de voi. Haideți, cu noul nas proaspăt scos din servis.
Asta e, asta e. Frumos? Frumos, mă. Mă gândesc acum dacă Tonciu mai vrea să apară la TV după operația asta. Adică și-a micșorat și nasul, acum o vor chema la emisiunile mondene doar pentru inteligența ei, nu? Asta a fost, dragilor, ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației și în curând pe www.stareanației.ro. Sugestii, reclamații, subiecte pentru emisiune aștept în continuare de la voi. Ne vedem mâine, rămâneți cu știrile, noapte bună! Presupun că erau doi dintre parlamentarii cărora nu li se furaseră telefoanele. Ai citit, da? Heterosexualul este o persoană care... Cei mai mulți oameni sunt heretosexuali. Foarte mult tupeu. Pe vremuri... Mare bine ne-a făcut Stolojan când a promovat specimene precum... Precum, era bine, precum. Sublinia mereu că acest om de afaceri este un mic turnător la securitate, fiul unui tip care a lucrat...